Vorbim și despre pericolul generat de noua tulpină britanică de COVID. Ieri a fost confirmat în România al cincilea caz. Deja încep să apară tot mai multe cazuri. Deci vedem în ultimele două săptămâni avem deja 5 cazuri în România depistate. E motiv de îngrijorare? E cazul să ne îngrijorăm? Pentru că vedem că săptămâna trecută la fel au fost, s-au anulat anumite restricții în București. Eu zic că e cazul să ne îngrijorăm și eu zic că e cazul să ne mobilizăm și să existe o strategie națională de identificare a acestor cazuri, pentru că literatura de specialitate și informațiile pe care le avem, într-adevăr foarte puține cu privire la această nouă tulpină, ne spun că este mult mai virulentă, că se răspândește mult mai repede și eu cred că avem atât de puține cazuri doar datorită faptului că nu testăm, pentru că, așa cum știm, pentru identificarea acestei mutații e necesar un test special. Și vreau să vă spun că am o informație că un laborator din țară a informat Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică cu privire la posibilitatea de a testa și aceste mutații și a fost trimis la plimbare. A fost refuzat? A fost refuzat. Actualul chiar dacă, ministru? Nu știu dacă ministrul personal, dar a primit o scrisoare de răspuns din partea celor două instituții în care li s-a spus că nu e prevăzut în strategia Ministerului Sănătății de diagnostic pentru COVID-19. Da, eu cred că nu vrem să aflăm pentru pacienții care sunt testați pozitiv, ar trebui să facă și să se găsească o modalitate să testeze prezența sau nu a acestei tulpini, pentru că dacă avem această tulpină care într-adevăr, cum spun specialiștii din Marea Britanie, este mult mai virulentă și nu numai din Marea Britanie, ci toate țările care se confruntă și din Israel. Am văzut că, plus că știți că Israelul și-a închis granițele în momentul în care au identificat această tulpină, în momentul în care avem o astfel de informație, trebuie să încercăm să o identificăm și să vedem dacă pacienții care sunt pozitivi, sunt pozitivi cu această tulpină. Și cred că Ministerul Sănătății cred că ar trebui să facă ceva în acest sens și să identifice. Dar nu știu, parcă. Deci ministrul spune pe de o parte că trebuie să testăm, că trebuie să testăm mai mult, că nu crede că doar atâtea cazuri sunt câte apar, iar pe de altă parte strategia națională de testare nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat algoritmul. Practic, da, vedem teste puține în fiecare zi. Da, teste puține, dar uitați-vă, de exemplu, un pacient cronic care vrea să se interneze în spital. Dacă se internează în spital, este pus, în cel mai bun caz, este pus într-un izolator și este recoltat și așteaptă o zi să vadă dacă este pozitiv sau negativ. Asta dacă sunt locuri. Asta dacă sunt locuri. În cel mai rău caz, este trimis să-și facă testul pe banii lui, îi se spune, vă internăm, dar veniți cu testul făcut. Nu se recunoaște acest lucru. Dar este o practică, vă spun, este o practică la nivelul aproape tuturor spitalelor din țară. Veniți cu testul făcut. Test merge, care trebuie să și-l plătească. Cel mai ieftin test de genul ăsta este undeva în jurul valorii de 200 de lei. Eu cred că trebuia introdus în baremul de prestări a Casei Naționale de Asigurări la analize care pot fi prescrise de medicul de familie și să se precizeze clar în caz de simptomatologie, medicul de familie poate da bilet de trimitere să prescrie. În cazul în care pacientul trebuie să interneze în spital și necesită o procedură medicală, medicul poate să-l trimită. Și asta cred că trebuie rezolvat urgent. Pentru pacienții cronici, pentru că aceștia au limitat accesul la servicii de sănătate, pentru pacienții cronici sau pacienții care au nevoie de internare în spital, să poată să-și facă testul în ambulatoriu, să-l trimită medicul să-și facă testul astăzi și mâine să interneze. De ce să ocupăm un pat de spital sau un salon, de fapt? Că eu, dacă sunt responsabil, în salonul izolator, internez un singur pacient, nu 2-3. Că dacă unul dintre ei se pozitivează, pe toți îi pun în carantină. În salonul izolator trebuie pus un singur pacient, dacă... Dacă sunt locuri, exact. Da. Și atunci am putea să scutim și să degrevăm un pic spitalul de acești pacienți care ocupă salonele izolator și să-i trimitem pur și simplu, să-i trimitem să-și facă analizele înainte de să-i interna în spital. Rezolvăm două probleme. Una, problema accesului pacienților cronici la servicii medicale și doi, testăm. Pentru că până acum se spunea că nu facem teste antigen. Când a vrut doamna Firea să facă teste antigen în București, toată lumea a zis, nu facem teste antigen, nu, Ministerul Sănătății
era total împotrivă. Și Costache, până la urmă Costache a fost convins, după care l-au schimbat, dacă a fost convins că trebuie să facă testare cu teste rapide. După care a venit noul ministru care a spus, nu domnule, nu testăm așa ceva. Acum, când lucrurile s-au schimbat, când au venit ei la putere, acum spun, nu domnule, hai să testăm, să facem testări cu teste rapide pentru profesori, pentru elevi. Dacă făceam această testare când a început doamna Firea, în București, ajungeam în situația în care am avut totul închis în București? Nu. Ce mi se pare mie foarte interesant este că alte țări se pregătesc, da, de pericolul acesta al noii tulpini britanice, care înțeleg că e mult mai periculos decât ceea ce am trăit până acum. Dar România pare așa, pare o relaxare așa la noi în țară. Mă uit și, cum spuneam, și în București ne-am mai relaxat puțin. Dacă stăm să ne uităm la numărul de cazuri raportat zilnic, într-adevăr, putem zice, da, ne relaxăm. Dar dacă ne uităm la faptul că aceste teste vin din teste pozitive, acești pozitivi vin dintr-un număr tot mai scăzut de teste, 1. 2. Numărul de decese este oarecum constant, undeva în jur de 100 de persoane pe zi, 90 și ceva de persoane mor pe zi. Numărul de pacienți din secțiile de terapie intensivă n-a scăzut semnificativ sub 1000, deci suntem acolo undeva la limită. Și numărul deceselor este... Da, numărul deceselor este constant. Constant. Adică nu s-a schimbat. Deci practic, eu nu cred că suntem mai puțin infectați în România, ci cred că nu se testează și nu se testează din două motive. Unu, pentru că nu s-a îmbunătățit și nu s-a schimbat cu nimic algoritmul de testare și doi, testele costă bani. Testele costă bani, iar oamenii preferă să stea acasă, să încerce să-și trateze banalele răceli cu leacuri băbești sau cu indiferență, după care la momentul la care ajung în spital e prea târziu. E un pic cam târziu. Nu prea târziu în toate cazurile, dar un pic cam târziu și resursele pe care trebuie să le investească statul pentru a salva un astfel de pacient sunt mult mai mari decât dacă i-am identificat din start, i-am izolat, că asta e o altă problemă. Nefiind testați, acești oameni intră în contact cu alte persoane și transmit boala. Și atunci, practic, nu avem niciun control.